ați venit la acest moment important din viața comunității noastre, mă rog, atenție, este din Moldova. Aș vrea să-mi permiteți să începem această întâlnire cu intonarea celor trei imnuri ale României, a Republicii Moldova și ale Europei.
încă o dată, din astea de la Sălim Moldova, la acest moment important din viața comunității noastre. Ieri au întâi 222 de ani de când s-a descoperit primul izvor de apă la Sălim Moldova. Respectiv, în perioada aceasta este hramul catedralei noastre, sunt bucurie și sunt foarte bucuros să avem asemenea oaspeți de seamă cu această ocazie. Vreau să vă spun că este cel mai important eveniment desfășurat între România și Republica Moldova de ultimii 30 de ani la Sălim Moldova. Respectiv, trăim astăzi un moment special pentru mine, pentru comunitatea mea, pentru consiliul local și pentru colegii din administrația publică locală. Aș vrea să mulțumesc pentru că ați răspuns invitații la acest eveniment. Mulțumesc în primul rând domnului președinte Igor Grosu și echipei de parlamentari din Republica Moldova. Mulțumesc în egală măsură domnului Daniel Fenechiu, care practic senatorul nostru de Bacău, care a fost împreună am inițiat acest proiect. Și mulțumesc domnului ministru Mircea Fechet pentru că este astăzi prezent aici, respectiv avem o reprezentare atât la nivel legislativ cât și la nivel executiv. Aș vrea să nu ratez ocazia de a vă... Da, pentru televiziune, ca să se audă mai bine, să nu ratez ocazia să vă spun că suntem o comunitate vizitată foarte mult de către frații noștri de peste Prut. Au venit majoritatea dintre parlamentarii din Republica Moldova, au vizitat deja Sălim Moldova, dar avem bucuria să avem astăzi alături de noi 14 primari, un proiect care a început ieri, în paralel, pentru a ne împărtăși modele de bune practici, a ne cunoaște și surprinzător, nu știu dacă i-a selectat cineva, dar niciunul din cei 14 nu a mai fost la Sălim Moldova până astăzi. La noi se spune că niciodată nu ai a doua ocazie să faci prima impresie. Eu sper ca cei care au venit pentru prima dată la Sălim Moldova să fie mulțumiți de modul în care noi facem administrație, de modul prietenos, zic eu, în care ne primim oaspeții și sper să petrecem aceste zile împreună și să acumulăm cât mai mult din experiența reciprocă, dar mai important să ne cunoaștem mai bine ca, în primul rând, ca români și după aceea ca reprezentanța instituțiilor pe care le reprezentăm. Mulțumesc tare mult tuturor, așa să îmi permiteți să dau cuvântul reprezentantului Republicii Moldova, domnul președinte Igor Grosu. Vă mulțumim, domnul președinte. Domnul primar, stimați prieteni, în seara eu mă simt onorat că particip la acest eveniment frumos. Felicitări cu această sărbătoare, Hramul Moldova Puteții. Ieri a început, da? Trebuie să ieșim din CSI aniversare de la crearea adunării interparlamentare CSI. Și noi am vrut să-i facem un cadou și lor și nou. Mai mult nou, de fapt, ieșe. Deci am mai făcut ieri un lucru, așa, scuzați că am început cu agenda noastră. Pe partea de gaz. Dumneavoastră cu gazele stați mai bine, dar noi ne-am luat decizia așa să rupim țevile de cei care aduc gaze. Dar nu le pot prieta la noastră în ghilimele de la Gazprom, dar asta e cadou iarăși pentru noi, pentru Republica Moldova. Bine, eu mă bucur să văd aici cumva trei palieri. Da, administrația publică locală, foarte bine. Am văzut colegii primari, i-am întrebat dacă se simt bine, ați văzut, i-am întrebat din acasă, zis că nu. Asta spune, am rezolvat-o cu alegerile locale. 5 noiembrie, 5 noiembrie avem alegeri, așa că începe căuta pe alții. Dar poate până mâine îi convine să vină înapoi acasă. Palierul parlamentar, ambele comisii și din Senat și din Camera Deputaților, este minunat. Noi am înregistrat pentru un record de la ședința comună a Parlamentelor, prima istorie. 30 de ani, de când, da,
e cu nivelul lor cu România, să vă rog. Am înregistrat o dinamică extraordinară. Și întâlnirile au loc, deja nu le mai țin numai cu contul, nici mai știu, nu sunt înțeles. Nu pot foarte, m-am dorit să am întâlnit că au loc ședințe comune ale comisiilor, ceea ce este bine. Ce este bine. Mi se înțeles mai des decât eu cu omologii mei. Nu suntem 2-3, dar ei sunt mai buni. Ei se întâlnesc mai des. Și parerea guvernamental. Deci avem toate trei ingrediente și putem discuta probleme actuale care ne vizează de ambele state românești, momentul pe care îl trăim, provocările pe care le trăim și eu o să vă propun și astăzi și mâine, în cadrul discuțiilor, să medităm cum putem transforma aceste provocări, aceste tragedii care sunt în proximitatea noastră, în oportunități. Și asta cred că este cea mai mare provocare. Cum să le transform în oportunități. Și să avem de beneficiat, pentru că dinamica lucrurilor, evenimentelor, viteza cu care o să ia deciziile, să iau deciziile în lumea europeană, în proximitatea noastră, e cu totul alta până la 24 februarie 2020. Cu totul alta. Cred că aici obiectivul cel mai mare e noi să reușim să ținem pasul. Să ținem pasul, să observăm, să vedem, să simțim fereastra de oportunitate. Să știm că fereastra asta e foarte fudulă. În sensul că în istorie ea apare rar și nu stă deschisă tot timpul. Ca o șuterea asta ea se închide, iar noi nu avem dreptul să nu folosim așa. Și când spun noi, repet, ambele state românești, acum este un moment când noi putem transforma aceste crize în oportunități. Și eu mă bucur să fiu aici alături de dumneavoastră, colegii mei, sunt sigur că o să avem discuții interesante, o să învățăm unii de la alții. Și, în final, simt eu așa, foarte curând o să ne regăsim împreună în familia europeană. Și mai era un moment în care nu să spun acum, în altă familie, dar uite că ne-ai găsut. Mulțumesc, domnul președinte. Ca să nu mă simt foarte vinovat, trebuie să apreciez o persoană care de asemenea a fost la baza acestei întâlniri, este domnul deputat Funese, care a mobilizat și primarii, dar cu care am ținut legătura permanent și am o apreciere deosebită. Aș vrea acum, din partea Parlamentului României, să dăm cuvântul domnului Daniel Felicu. Am înțeles, da? Mă rog. Mulțumesc mult, domnule primar. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru idee, evenimentul și pentru că l-ați organizat. Ați gândit-o foarte bine. Slănic Moldova este o interacțiune între lumea din Moldova și lumea din România. Deci, practic, dumneavoastră n-ați făcut altceva decât că ați adus în același timp, că noi veneam așa în general, dar nu ne întâlneam. Dar acesta este un lucru deosebit. În al doilea rând, vreau să vă transmit un mesaj din partea președintelui Senatului României, domnul Nicolae Ciucă, care nu a putut să participe pentru că n-a fost invitat la data când s-a organizat evenimentul, pentru că era prim-ministru. A fost invitată președintea anterioară, doamna Gorghiu, care n-a putut să vină pentru că tipul a ajuns ministrul justiției. Da? Și atunci ne-am trezit într-o situație în care în numele celor doi a venit liderul grupului parlamentar, ceea ce nu era în ultima instanță, eu nu pot fi supărat pentru acest lucru. Dar aș fi fost bucuros să fie domnul Ciucă, fie Anea Gordiu, care, așa cum v-am spus, amândoi și-ar fi dorit să fie aici și sunt convins că aș veni cu plăcere în situația în care lucrurile au stat acolo. Cred că este foarte bine ceea ce facem. Vorbea domnul președinte Grosu despre faptul că există o multitudine de interacțiuni, chiar mai mult tratare de unia sa cu interlocutorii. Mi se pare firesc. Nu aș sunteți unul și are ce alte treburi. Noi trebuie să fim cât mai aproape, să ne întâlnim cât mai des, că suntem aproape. Dumneavoastră, vedeți și la Washington, am plecat la Washington acum o săptămână, da?
Vă dați seama, se face mult până acolo, acolo aveți treabă, cei care sunt aici trec frumos prutul, noi trecem prutul și ne vedem mai des. Și cu dumneavoastră să mergeți la Washington, să ne reprezentați în bune condiții. Acum trebuie să fac o mărturisire. La Washington, acolo cu audierea Moldovei, în comitetul Helsinki din Camera Reprezentanților. Și președintele comisiei a fost extrem de prietenos, toate lucrurile au mers foarte, foarte bine. Seara am fost la o recepție cu domnul președinte și am aflat și care a fost ăsta. Președintele comisiei, un deputat, nu mai rețin de unde era, era căsătorit cu o moldoveancă. Acum stau și mă gândesc dacă a fost o acțiune de politică externă a Moldovei, ca să o trimită în Statele Unite, să aleagă omul și să pregătească treaba, sau nu. Pentru că domnul președinte... Pentru că domnul președinte era însoțit de, președinta Comisiei de Politică Externă. De unde deduc? A fost o chestiune așa oarecum lucrată. Bun, una peste alta, eu cred că cu cât ne întâlnim mai des și avem o agendă, aia nu trebuie să fie spectaculoasă, pentru că în zona asta lucrurile nu se fac spectaculos, nu poți muta mulți după o zi pe alta, dar trebuie să muți milimetri, centimetri și să crești la compatibilitate. Trebuie să fim indiscutabil alături de Republica Moldova în parcursul european, ceea ce și facem. Eu pot să vă spun că sunt membru în delegația României la adunarea parlamentară a Organizației pentru Stabilitate și Cooperare în Europa și la ultimul summit care a avut loc la Vancouver am promovat o declarație pentru Republica Moldova care a fost un succes, pe lângă faptul că am obținut susținerea majoritară, am vrut să o și trecem. Pe de altă parte, cei din Comisia Juridică își amintesc că la precedenta întâlnire, mă rog, nu precedenta, precedenta de la Iași, care era exact în perioada prealabilă a formulării cererii Moldovei de aderare la Uniunea Europeană, Comisiile Juridice și de Politică Externă au adoptat o declarație comună care a avut un rol foarte bun și domnul Țelăraș ne poate povesti care a fost rolul la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, pentru că știe cum au dat lucrurile acolo. Deci una peste alta, eu cred că fiecare trebuie să ne facem treaba, nespectaculos, iar dacă găsim vreo 5, 6, 10 primari Gabaciu care să facă lucruri de genul ăsta, e foarte bine, dacă nu o să-i propun domnului ministru să studieze dacă din perspectiva mediului putem să-l clonăm și să-l împărțim în mai multe zone. Eu asta vreau să vă spun, vă mulțumesc tuturor că sunteți aici, tuturor colegilor din Comisia Juridică din Moldova și din România. Agenda noastră e o agendă frumoasă, discutăm lucruri interesante, învățăm și noi de la dânsi și învață și dânsi și de la noi. Și vreau să mă anunț că acest summit, știți că eu sunt și cu avocații printre altele, nu rămâne fără consecințe. M-a sunat președintele Uniunii din Moldova și decanul Valului Capul și m-au anunțat că în curând, la viitoarea interacțiune, va avea loc o înfrățire a baroului Bacău, domnul Fedev, cu baroul Capul. Deci mergem și pe linie de avocați, ne înfrățim cu colegii noștri din Capul. Am ales Capulul pentru că toți trebuie la Chișinău. Și am zis, domnule, Bacău e mai făcut de Capul, hai să luăm și noi un alt baro ca să fim mai în față, da? Da. Atunci, asta e un argument în plus. Eu vă mulțumesc și vă doresc să vă simțiți bine. Mulțumesc tare mult, de sigură bucurie. Și un îndemn să continuăm asemenea manifestări. De altfel, așa cum am declarat, vreau ca Sălii Moldova să redevină un loc de întâlnire, de prietenie, de umanitate, dar și de luare de decizii. Inspirat de, hai să zicem, cum se desfășoară și în Parlamentul European, întâlniri anuale între reprezentanții de acolo. Cu mare bucurie îi ofer cuvântul domnului ministru Mircea Feche, reprezentantul Guvernului. Și, bineînțeles, și dumnealui și domnul senator Frechiu, deputați parlamentari de Bacău, deputat respectiv senator. Mulțumesc, domnul ministru, pentru participare. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule președinte al Parlamentului Republicii Moldova, doamnă președinte a Comisiei Juridice, doamnelor și domnilor parlamentari, atât din România, cât și din Republica Moldova, doamnelor și domnilor primari, distinși și invitați, mă bucur tare mult să reușesc să ajung astăzi la Slănic Moldova. Vă mărturisesc că e un eveniment despre care domnul primar Gheorghe Baciu, care pe lângă faptul că mi-e coleg de partid, mi-e și foarte bun prieten, și cred că de cel puțin 20 de ori ne-am întâlnit în ultimile luni de când domnia sa pune la cale
evenimentul de astăzi pentru a mă anunța, e adevărat, în calitate de coleg, de prieten, de deputat și mai nou și de ministru, pentru a mă anunța că n-ar trebui să-mi fac alte planuri pentru acest weekend, pentru că vom avea aici probabil cel mai important eveniment de acest tip care a existat vreodată la Slănic Moldova. Este adevărat că atunci când am fost numit ministru al mediului și discutând cu colegii mei de la relații internaționale care ar trebui să fie ordinea în care să am diferite consultări cu colegii miniștri din alte state, trebuie să vă mărturisesc că primul ministru al mediului cu care am vorbit a fost doamna ministru Iordanov. Urma să vină în România pentru un eveniment, din nefericire n-a mai reușit să ajungă, dar împreună cu domnia sa am hotărât atunci că nu doar că o să avem o relație foarte apropiată ca de la ministru la ministru, dar cu siguranță vom avea foarte multe lucruri de făcut în viitor în materia mediului. Pentru că ne aflăm la Slănic, aș dori să-l felicit încă o dată pe domnul primar Gheorghe Baciu pentru ceea ce organizează aici, spunând că nu e suficient ca Slănicul să fie cel mai probabil, poate unul dintre cele mai potrivite, dacă nu cel mai potrivit oraș din România pentru organizarea unui astfel de eveniment. În orice zi din an, dacă te plimbi pe străzile din Slănic Moldova, n-ai cum să nu te întâlnești cu turiști la fel de mulți din Republica Moldova cum te întâlnești și cu turiști din România și probabil că alt loc mai potrivit decât acesta nu e. Relația mea personală cu Republica Moldova, așa cum sunt convins că pentru fiecare coleg din această sală e adevărat, este una de suflet, este una care împarte aceleași vise pe care le avem fiecare dintre noi, este acea viziune în legătură cu care sunt convins că ascultând imnul celor două state la începutul acestor lucrări, cred că fiecare s-a gândit cât de bine s-ar potrivi oricare dintre cele două imnuri ambelor țări. Iar din acest punct de vedere că mă aflu la Slănic Moldova sau că mă aflu cum eram săptămâna asta, cred, sper, la ONU, la New York, uitându-mă în stânga mea și văzând că am alături colegii din Republica Moldova trei scaune mai târziu, mai departe. E adevărat că în dreapta era o altă țară despre care o să vorbim mai puțin astăzi aici, însă mă bucur că sunt foarte mulți primari în sală, sunt convins că problemele primarilor din România sunt aceleași cu problemele primarilor din Republica Moldova în materia mediului. Mă bucur că între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova există o colaborare excelentă, fie că se referă la gestionarea durabilă a prutului, fie că se referă la chestiuni care depășesc relațiile bilaterale din cele două state și tot referindu-mă la prut, există o colaborare foarte bună între România, Republica Moldova și Ucraina. Fie că discutăm despre apeductele ce urmează a fi înființate, a fi finanțate și de bună colaborare între cele două țări. Că discutăm despre schimbări climatice, despre arii naturale, că discutăm despre buna colaborare între Rom Silva și Mult Silva. Sunt doar câteva exemple în legătură cu care îmi doresc ca în continuare România să fie un partener excelent pentru parcursul ce urmează a fi avut de către Republica Moldova până când va intra în Uniunea Europeană. Sunt convins că depășind toate chestiunile legate de mediu, acest parcurs va fi mult simplificat,
pentru că în procesul de aderare mediul reprezintă o componentă extrem, extrem de importantă și extrem de migăloasă, de costisitoare și de greu de suportat din punct de vedere financiar. Însă sunt onorat, domnule președinte, să mă aflu astăzi în compania dumneavoastră, la fel cum sunt onorat de prezența atâtor de mulți colegi și sper să tragem o concluzie frumoasă la sfârșit, respectiv aceea că nu doar am păstrat tradiția de a vizita Slănic Moldova, dar mai ales putem să plecăm și cu niște chestiuni foarte concrete, cu o foaie de parcurs pe care eu, ca reprezentant al guvernului, să mi-o asum și să punem cumva umorul în tot acest proces extraordinar de important referitor la Uniunea Europeană. Eu vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim tare mult, domnul ministru! Dacă îmi permiteți, vă rog să-i oferim cuvântul doamnei Olesa Stamate, președinta Comisiei Juridice, Numiri și Imunități. Vă rog, doamna deputat. Vă mulțumesc mult, domnul primar, domnul președinte, stimați și dragi colegi deputați în ambele parlamente, dragi primari și dragi prieteni. Eu mă bucur foarte mult că suntem astăzi aici. Trebuie să recunosc cu un pic de rușine că sunt prima dată în Slănic Moldova. Sunt prima dată. Am vizitat, nu știu dacă toate, dar poate... Nu, merge? Așa. Cred că majoritatea stațiunilor balneoclimaterice și montane din România, dar uite, Slănic Moldova cumva a rămas evitată. Cred că a așteptat această ocazie. Mulțumim foarte mult pentru invitație. Este într-adevăr o plăcere să fim astăzi aici, într-o companie atât de frumoasă, atât de caldă, cu dragi prieteni. De fiecare dată când venim în România, ne simțim acasă. Nu este nicio diferență între Chișinău și Slănic Moldova, între Cahul și București, în termen de cum ne simțim noi acolo și dincolo. Și să știți că apreciem enorm suportul pe care îl acordă România Republicii Moldova dintotdeauna, necondiționat, prietenește, cu căldură. Este un partener și un prieten cel mai de încredere, de nădejde pentru Republica Moldova și asta s-a demonstrat de-a lungul timpului, în cele mai dificile situații. Și noi suntem încrezători de faptul că România va fi alături de noi și în procesul foarte complicat, care sperăm noi foarte mult să înceapă de la începutul anului viitor și anume începerea discuțiilor, negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Ori este eminamente important să ai de la cine învăța atât lecțiile bune, cât și poate pe alocuri practicile sau da, mai puțin pozitive, ca să le eviți. Contăm foarte mult pe sprijinul României în acest drum complicat. Și, de asemenea, mă bucur foarte mult că colaborarea și la nivelul celor două parlamente este una foarte activă și productivă. Nu mai știu nici eu, domnul președinte, a câta ședință comună este a celor două comisii juridice din ambele parlamente, dar cu siguranță am explorat de fiecare dată teme foarte interesante pentru ambele comisii și continuăm să dezvoltăm subiecte de discuție, astfel încât să putem să învățăm unii de la ceilalți și să îmbunătățim legislația pe ambele maluri ale Prutului concomitent. Am să mă opresc aici, mă bucur foarte mult să vă văd și sper să avem discuții interesante în această ședință. Mulțumesc! Mulțumesc! Așa, folosim un sigur microfon. Ca de obicei, eu sunt din Breaslă, ca de obicei nu este aproape nicio întâlnire fără să avem probleme cu sunetul. Acum ne-am descurcat și fără sunet, dar ne-au rugat colegii de la televiziune să vorbim la microfon pentru a avea o înregistrare mult mai bună. Da, trebuie să mai precizez faptul că acum o lună, puțin mai bine de o lună, 21 de primari de orașe și municipii din Republica Moldova ne-au vizitat la inițiativa Congresului Autorităților Locale,
a inițiativa noastră comună, pentru că am venit la București la Asociația Orașului și acolo s-a născut această idee. Și la fel primari care n-au fost niciodată la Stării Moldova, am fost impresionat de faptul că la plecare au spus că vor reveni. Sper să, doamna deputat, să reveniți, că veți reveni la Stării Moldova și de asemenea transmit tuturor o invitație să veniți împreună cu familiile, cu prietenii și să împărtășim aici ceea ce știm să facem mai bine. Nu pot să... cei din urmă ca și cei din tâi, domnul senator, vă rog frumos să ne spuneți dumneavoastră câteva cuvinte. Vă mulțumesc frumos, domnule primar, pentru invitație, chiar dacă așa se spune că cel care vorbește ultimul, vorbește cel mai important, nu este așa de data asta, cel care a vorbit primul este cel mai important, oaspetele nostru. Vă salut, domnul președinte Grosu, vă salut, domnul ministru, domnul primar, vă mulțumesc pentru invitație și vă mulțumesc pentru organizare, stimați colegi parlamentari, stimați colegi primari și consilieri locali. Ce vreau să vă spun este că și eu sunt prima dată în Stănică, Moldova, și chiar discutam cu colega mea de la Bihor, noi doi ardeleni pe mașină, că suntem pentru prima dată când venim în această zonă și ne bucurăm că împreună cu dumneavoastră și cu domnul Fenechiu, în grupul liberal din Senat, am stabilit această întâlnire. Și este important pentru că această legătură de suflet între Republica Moldova și România se poate desfășura într-această lume unită între administrația publică locală, parlament și guvern. Este foarte important să putem dialoga, pentru că experiența mea este de administrație publică locală, am fost viceprimar, consilier local în 3 mandate, deci m-am consolidat ca și om politic plecând din administrația publică locală, după care am intrat în lumea parlamentară, în Senat și respectiv în Comisia Juridică. Vreau să spun că toate aceste cunoștințe trebuie să evolueze, iar legătura între Parlament și administrația publică locală este emblematică, pentru că schimbul informațional determină o modificare a legislației aptă să producă rezultate concrete în administrația publică locală. Și noi, cei care avem experiență în administrația publică locală, suntem și inițiatori de legi care ajută efectiv primăriile, ajută efectiv consiliile locale pentru a putea să-și îndeplinească menirea lor fiind dezvoltarea comunităților pe care o reprezintă. În altă ordine de idei, vreau să vă spun că înainte de a veni dumneavoastră, domnule președinte, am avut o dezbatere extrem de interesantă pe anumite propuneri de legi care au fost inițiate de către colegi din Senatul României și care au devenit legi publicate în mod oficial, promulgate către președintele României și care au suscitat interese deosebite din partea profesioniștilor dreptului, pentru că asta am încercat să facem prin această colaborare între comisiile specialiștilor în drept, comisiile juridice, să încercăm să aducem acuisul celor două țări la un standard cât mai înalt. Asta ne ajută și pe noi în evoluția socială și în evoluția sistemului judiciar. Vă ajută și pe dumneavoastră pentru atingerea elementelor cele mai importante și aderarea la structurile europene. Sunt 9 teme importante pe care Republica Moldova va trebui să le atingă și absolut dacă vom reuși această colaborare și vom continua această colaborare și sunt sigur de chestia asta, va fi mult mai ușor pentru că noi am trecut prin acest proces, avem erori de abordare care pot să fie corijate în ceea ce privește evoluția dumneavoastră, să nu mai ajungi la acele elemente. Chiar discutam cu doamna Stamate și cu distinsa mea colegă, doamna senator, președinta Comisiei pentru Constituționalitate, Spătaru, că sunt anumite elemente pe care noi le-am constatat și am fost entuziasmați la un moment dat, dar ne-am dat seama că efectele au fost ușor, nu neapărat benefice, mai târziu, și că aceste legături între noi instituționale și profesioniste reprezintă un element foarte important care pot să rezolve problemele Republicii Moldova fără să mai ajungeți dumneavoastră în această situație. De asemenea, mă bucur că ne-am întâlnit în biroul congresmenului. A fost un moment foarte frumos la Washington, fără să știm, ne-am întâlnit în biroul unui congresmen și au două delegații frumoase de români și moldoveni. Am stat în același birou, iar gazda noastră a făcut această trimitere chiar și în audierea din comisia de la Helsinki, prin care limba română este cea vorbită și în Moldova și în România. Și vreau să vă spun că raportorul din partea Departamentului de Stat n-a știut să răspundă la această întrebare și a răspuns congresmenul care era în comisie. Vă spun eu că limba română este cea vorbită. Și domnul Grosu știe despre acest moment extrem de interesant. Am fost împreună cu încă doi președinți de comisii, domnul Corlățean și domnul Ontal, la acele audieri. Au fost extrem de interesante, vă felicit pentru prezentarea pe care ați avut-o. De asemenea, am tremurat toți un pic acolo pe scaune, pentru că reprezentantul departamentului nu a răspuns
la niște întrebări care erau simple și ar fi trebuit să răspundă și acest lucru va suscita interesul tuturor astfel încât să primească informațiile corespunzătoare. Rezultatul probabil va fi unul benefic pentru Republica Moldova. De asemenea, vreau să vă spun că în toate întâlnirile în care am fost, la toți congresmenii, la toți senatorii în Washington, s-a discutat la pachet Republica Moldova și România. A fost extraordinar. Fără să vină din partea noastră, vină din partea lor. Știm că sunteți prieteni din Republica Moldova, știm că îi ajutați, știm că îi susțineți cu curent, gaz, știm că sunteți alături de ei pe evoluția care urmează. Și Republica Moldova știu că are nevoie de fratele mai mare de România, pentru că în momentul de față, Ucraina, Rusia, toate țările astea care sunt într-un război provocat, evident, nelegiuit de către Rusia, determină o apropiere cât mai mare a Moldovei, un ajutor din partea Uniunii Europene, un ajutor din partea Americii, care este evident, și o politică de stat pentru susținerea Americii și implicit și a României. Mă bucur că sunt la dumneavoastră în ogradă. Vreau să vă spun că înainte de a veni la dumneavoastră am fost la un hram de Sfântul Ilie la mine, în Maramureș, și a fost extrem de interesant și cu această ocazie vă invit pe toți și din Republica Moldova și din Slănic, la mine în Maramureș, într-o zonă emblematică, într-o zonă frumoasă și nu puteam să vă zic că sunt așa, mândru de Maramureșul meu, este evident. Vă invit cu cea mai mare plăcere pentru probabil o altă ședință, poate în decembrie, am zis cu domnul Fenechiu că în decembrie am putea să facem o ședință în Maramureș, să vă dăm horinca noastră, să vă plimbăm pe acolo prin pădurile noastre emblematice și să stăm și la o discuție, ascultă frumoasă, pe teme juridice. Încă o dată vă mulțumesc și cred că o să avem o plenară în continuare extrem de interesantă și noi vom continua pe partea juridică mâine, după ce vom lua micul dejun, vom continua discursurile extrem interesante și îl invit pe domnul Grosu alături de noi în cadrul Comisiei Juridice, pentru că problemele sunt chiar interesante și necesită și o abordare politică. Vă mulțumesc! Când am convenit formatul acestor zile de întâlniri, am convenit ca astăzi să ne întâlnim împreună parlamentari de dincolo și dincoace de Prut și primari. L-aș ruga pe domnul președinte al Comisiei pentru Integrare Europeană, dar de asemenea este și președintele Ligii Aleșilor Local, din câte știu eu, domnul deputat Frunză, să devolați puțin din... facem practic trecerea de la cuvântul parlamentarul la cuvântul primarilor și o să rog doi primari, unul din România și unul de dincolo, ca să nu ne lungim foarte mult. Vă rog, domnule deputat. Domnule președinte Igor Grosu, domnule ministru, doamnelor și domnilor deputați și senatori, doamnelor și domnilor primari, onorată asistență, la fel vreau să apreciez acest eveniment în care avem capacitate și posibilitate să discutăm atât la nivel central, dar și la nivel local. Sunt întruniți reprezentanți de pe ambele maluri ale Prutului, în cele două state românești. Acest lucru ne motivează pe noi toți ca împreună să găsim soluții atât pentru a avea capacitate Republica Moldova atât la nivel central cât și la nivel local, să se integreze în Europeană, iar bunele practici din România să le determine, să le implementăm în Republica Moldova și, bineînțeles, cetățenii Republicii Moldova să beneficieze ceea ce beneficiază astăzi cetățenii României. Vreau totodată să apreciez enorm o inițiativă bună a deputaților și a senatorilor din Parlamentul României privitor la a oferi un program de finanțare către comunitățile locale care sunt înfrățite din Republica Moldova și România. Iar acest lucru vreau să-l evidențiez pe domnul senator, domnul Viorel Baga, care a fost cel care a elaborat această inițiativă legislativă și contăm foarte mult pe sprijinul deputaților și senatorilor din România să fie aprobată această inițiativă, ca ulterior primăriile care s-au înfrățit sau care urmează să se înfrățească să desfășoare proiecte comune ca ulterior să beneficieze și cetățenii în rezultatul acestor înfrățiri. Totodată vreau să mulțumesc domnului primar, domnul Gheorghe Baciu, pentru oportunitatea de a avea acest eveniment, în mod special și cu prezența primarilor. Vreau să încurajez primarii din România să se înfrățească cu primarii din Republica Moldova. Totodată să încurajez primarii din România să sprijine primarii din Republica Moldova în campania electorală care va fi pentru alegerile locale din 5 noiembrie, deoarece prezența dumneavoastră și exemplul bun pe care puteți să-l oferiți cetățenilor Republicii Moldova prin
absorpția de fonduri europene va motiva cetățenii Republicii Moldova să voteze primari pro-europeni, primari care vor avea capacitate să implementeze reformele care ne le aduce pe toți în Uniunea Europeană. Totodată vreau să menționez că avem sprijinul României pe toate dimensiunile, atât la nivel central cât și la nivel local, iar acest lucru trebuie să ne motiveze pe toți să consolidăm eforturile pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și atunci când vom avea o susținere și mai masivă din partea cetățenilor, noi, clasa politică, să facem ceea ce au făcut strămoșii noștri. Și știți cu toții ce au făcut. Vă mulțumim mult! Mulțumesc, domnule deputat. Domnule primar, cu permisiunea dumneavoastră, știți, în politica parlamentară, dacă menționez numele cuiva, trebuie să-i dai dreptul la replică. Am înțeles. Viorel Bate este un om care a făcut foarte multe lucruri pentru relația România-Moldova. Eu mă bucur că a venit astăzi aici și vreau să spun că a venit din Moldova, adică s-a urcat în mașină de la Chișinău ca să vii astăzi cu noi și aș vrea să ne spună câteva cuvinte despre cum vedeți aceste lucruri și despre inițiativă. Noi ne-am întâlnit la ziua Basarabiei și am interacționat, o plăcere deosebită. Vă rog, domnul senator. Mulțumesc bine, Mauro și-a făcut datoria. Eu acum pot să zic că termin liniștit pentru că văd că s-a ajuns la un nivel incredibil de relaționare între cele două state românești, deci nu între România și Republica Moldova. Ăsta e punctul meu de vedere. Vă felicit pe toți și felicit în primul rând pe președintele Parlamentului Republicii Moldova, care este altceva decât a fost până acum. Și foarte bine pe domnul că este din campanie bătut la picior și vreau să-i mulțumesc acum pentru tot ce a făcut pentru noi, toate campaniile. Totodată le mulțumesc primarilor. Nu vreau să-i mulțumesc înapoi pentru Frunze, că pare că facem ping-pong între noi. Dar mulțumesc primarilor, în primul rând, pentru că au avut curaj să spună ceea ce gândesc și curaj au avut pentru că acest curaj li l-au transmis cetățenii din localitățile lor. Am zis întotdeauna că măsura supremă a, eu știu, a calității unui om politic este aceea de a fi primar. Eu așa o văd, pentru că acolo intri direct în contact cu, cu cetățenii și asta zi de zi. De acolo spre, am fost în, fac o mărturisire, am fost într-o vizită în San Marino și acolo San Marino are 50.000 de locuitori, o țară cu 50.000 de locuitori. Și îmi spuneau cei de acolo, cum le spune, parlamentarii, că ei nu pot să miște nimic. Le întrebau europenii cum e cu politica, anticorupție, cu gen DNA, dacă nu e ce anticorupție, că noi fiecare zi ne întâlnim cu oamenii ăștia pe stradă. Deci deja ajunseseră la un nivel care nu mai puteai, adică nu mai aveai niciun fel de secret, erai total transparentul. Și bineînțeles că în momentul acela ei au devenit mai puternici și mai reprezentativi. Așa că vă mulțumesc tuturor care sunteți aici. Vreau să-i felicit pe colegii din Republica Moldova pentru că schimbările care s-au făcut în ultimii 2 ani acolo sunt incredibile și vă spune unul care se duce de cel puțin o dată pe lună. Incredibile! Din toate punctele de vedere. Eu cred că în maxim 5-6 ani Republica Moldova o să poată să concureze România pe foarte multe planuri. Deci ce am văzut eu, și vreau să-i felicit, este incredibil. Mergeți toți și desfătați-vă ochii și sufletele în Republica Moldova, ce se întâmplă acolo, este fantastic. Și vă spun că m-am întors acum câteva ore, ultima oară. Felicitări! Mulțumim mult, domnul senator! Ultimele două cuvinte, adică ultimele două luări de cuvânt, mai exact, doamna primar, reprezentanta din echipei din Basarab, din Republica Moldova și domnul primar Lungu de la Suceava. Până atunci aș vrea să anunț prezența în sală a domnilor subprefecți a județului Bacău, a domnului director general de la ANR, domnul Ilie, consilier județen. Avem aici domnul vicepreședinte de la Autoritatea Națională pentru Valorificarea Activelor Statului și oameni importanți, prietenii noștri, domnul manager al Spitalului Moinești, domnul profesor Adrian Cotrăleț și alte persoane importante. Dar, așa ca o măsură, ca o dimensiune a creșterii, anul trecut am fost la prima ediție, am fost 9 parlamentari aici, 5 plus 4 alternativ de la noi. Anul acesta sunt 31 de parlamentari
peste 30 de primari, adică sunt foarte bucuros și aș să-mi exprim și mândria că acest lucru se întâmplă și sunt foarte onorat. Îl lăsăm pe domnul Rundu la urmă, ca să avem politețe, domnul primar, dacă îmi permiteți. Dintre primarii care au luat cuvântul, noi nu ne cunoaștem foarte bine, dar doamna a fost foarte, așa, să zicem, expresivă și, vă rog frumos, doamna primar, să vă prezentați dumneavoastră. Dacă vedeți că se construiesc hoteluri, vă dați seama de se construiesc. Vă mulțumesc, domnul Dan Marbaciu. Să vină două sără parlamentare. Onorată asistență, dragi colegi, vă mulțumesc că mi-ați oferit cuvânt. Spuneam acum câteva minute pentru televiziunea locală, de fapt pentru televiziunea moldovenească, că ne simțim noi primarii de Republica Moldova, dar cred că nu doar noi primarii, cred că toată clasa politică de Republica Moldova, ne simțim, știți, ca niște absolvenți a claselor gimnaziale, care trebuie să mergem să facem liceu. Și avem emoție, pentru că trebuie să accesăm calea europeană, sunt reguli noi, jocuri noi, în mare parte, poate chiar o turnură, 180 de grade, și vă zicem că suntem cu emoții. Avem nevoie de susținerea României ca să ne ghidați un pic. În același moment, suntem niște primari care trebuie să fim și atleți. De ce atleți? Pentru că Republica Moldova a ratat multe șanse. Da? Deci au fost ani de rateuri, au fost ani când țara a călcat prin străghei. Acum, ca să nu rămânem în urma trenului, trebuie să dăm repede din coate. Trebuie să ajungem România din urmă. Nu vrem, adică nu ne ambiționăm noi să vă întrecem, domn primar, evident că nu. Poate cândva. Acum, la moment, vrem să vă ajungem de urmă, pentru că vrem localități puternice, vrem localități amenajate, vrem localități unde oamenii noștri să se simtă și ei bine la ei acasă. Asta vrem, asta vă rugăm să ne ajutați să învățăm să facem. Să trecem poate acele hopuri care dumneavoastră, la momentul când ați fost pioneri, nu le-ați văzut. Și acum puteți să ne ghidați, puteți să ne ajutați să facem un pas mai rapid spre acea integrare care ne dorim și o visăm. Vă mulțumim foarte mult și cu Doamne ajută la toți! Mai operativ. Da, mă numesc Ion Lupu, sunt primarul municipiului Suceava, sunt primar la 5-lea mandat și, lipsit de modestie, sunt cel mai vechi primar și rezidez din România. Sigur, eram domnule președinte al Parlamentului, domnul primar, la președinte, domnul ministru, eram în primii ani de mandat și spuneam, băi, ca dracu, merg la televizor ca spun ce am făcut, să mă laud. Și v-am spune, băi, dacă nu te lauzi tu, cine să te laude? Așa că nu mai arătez nicio ocazie. Deci la lucruri serioase. Deci la lucruri serioase, da. Fiind primar cu aproape 20 de ani de chimie, sigur că dumneavoastră ați vorbit aici de politica externă, de politica de integrare, suntem cu totul alături și sunt primul vicepreședinte Asociației Municipiilor din România, ajutorul domnului Boc, și susținem acest proces de integrare a Uniunii Europene. Dar ce putem face noi primari, eu ca primar, decât să sprijinim primarii din Republica Moldova să acceseze fonduri europene, fiind primar vechi, am accesat și fonduri de preaderare. Primul proiect, 52 de milioane de euro pe apă, pe fonduri de preaderare în anul 2005. Deci sunt al treilea exercițiu financiar de fonduri europene. Avem accesat de peste 300 de milioane de fonduri europene în orașul nostru, ceea ce înseamnă bugetul sucevenilor din venituri și taxe impozite locale după 15 ani adus gratuit la Uniunea Europeană. Deci sunt cu totul alături de dumneavoastră să vă însuim cu prietenii primarii dumneavoastră, din țara dumneavoastră, și domnul președinte al Parlamentului din Republica Moldova mă ofer să avem o asemenea întâlnire la Suceava, chiar în această toamnă, pe administrație publică locală, cu dumneavoastră, cu alți parteneri, cu domnul președinte Flutur al Consiliului Județean, care este primul vicepreședinte la nivel național al PNL-ului. Suntem alături de dumneavoastră, vrem să vă sprijinim și dumneavoastră a spus, Doamne ajută, dar lasă-ne ajută Dumnezeu să ne întâlnim în acea familie comună. Doamne ajută! Vă mulțumim tare mult. Nu aș vrea să lungesc foarte mult, așa, chiar 18:30 era momentul de final. S-a mai ridicat o mână acolo. O să avem ocazia să interacționăm foarte mult la cină și vă invit să aveți această, în special pe primar, că eu reprezint pe primar aici. Avem prezența unor primari din zona noastră, special, oameni special, domnul
primar de la Piatra Neamț, vecinul nostru, domnul primar de la Botoșani, vă rog tare mult, domnul primar de la Otopești, care a venit să concureze puțin vinurile din Republica Moldova cu vinurile de Otopești, de asemenea dumneavoastră este și prin vicepreședinte al Asociației Orașelor. Avem Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova. Dacă îmi permiteți, toată lumea a venit de pe drum și suntem mai obosiți, adică sunteți, noi nu am obosit, că azi noapte la 1 fără un sfert schimbam ceasul din flori la calendar, domnul președinte, ca să știți ce se întâmplă la Stănii Moldova, e o tradiție ca după miezul nopții să schimbăm data din flori și am făcut modele de bune practici, schimbatul datei din flori la Stănii Moldova, care este ceva, au venit Polonia, Grecia, Italia, Spania, eram la, într-o noapte 34 de reprezentanți din 5 țări care schimbam data la calendarul de Stănii Moldova, da, o bucurie pentru noi. Dacă țineți neapărat să spuneți câteva cuvinte, dacă tot a se ridica mâna, așa este corect, pentru că moderatorul poate să taie cuvântul, dar nu unui primar, ca să avem unui deputat. Mă scuzați, domnul deputat. Nu aș vrea să luați cuvântul, dar dacă m-ați numit deja... Aș vrea să vă văd și eu. Bună ziua! Domnule președinte Grosu, domnule președinte Fenechiu, domnule președinte Țigărlașă, domnul ministru Feche. Nu aș fi luat cuvântul, dar vreau să încep cu o replică la adresa președintelui nostru, la Chișinău, sau cu o completare, că, cu adevărat, noi ne întâlnim multe ori și poate chiar comparativ cu alți ani, de foarte multe ori și e bine. Dar eu zic că în continuare ne întâlnim de puține ori, fiindcă cum altfel aș simți eu emoțiile, sentimentele care îmi compleșesc sufletul, doar că ne întâlnim rar și atunci când revez frații și surorile pe care nu le-ai văzut multă vreme, simți cum sufletul este copleșit de emoții. Și aș începe cu o observație care poate a mai atras atenție cineva. Vă rog să vă uitați la cele trei drapele frumoase. Vedeți ce mesaj ne-au transmis lucrătorii protocolului. Au schimbat locul, au încălcat regulile protocolului. E bine că în centru este drapelul Uniunii Europene, care, în contextul celor spuse deja, trebuie să ne apropie, apropie și încă o dată să ne apropie. Dar de ce au schimbat cu locurile drapelele tricolore? Pentru că al României trebuia să fie primul. Eu am explicația. Este un mesaj transmis nouă de frații români, un mesaj de profund respect pentru că am rezistat de-a lungul decenilor, dar și un mesaj de profundă frăție. Și eu cred că e bine așa. Și dacă am vorbit de drapele, trebuie să spun câteva cuvinte și despre imnurile pe care le-am ascultat la început. Poate că în această sală este cineva care a făcut parte din prima legislatură a Parlamentului de la București, după 1989. Ei bine, eu trebuia să-i ascult, să iau acest cuvânt pentru a da dovadă de lipsă de modestie și să vă spun că eu am făcut parte din prima legislatură Parlamentului la Chișinău și eu am votat imnul deșteaptă de români la 27 august 1991. Și acel Parlament s-a împotrivit aderării noastre la formațiunea post-sovietică numită CSI. S-a împotrivit și n-a ratificat de durata 4 ani și a fost ratificat doar de următoarea legislatură, care vorbea despre o restaurare sovietică pe teritoriul românesc de la răsărit de Prut. De ce am venit eu la Slănic? Deja câte ce m-am spus,
Dar eu am fost cu 28 de ani prima dată aici. Și eu când am auzit că această frumoasă adunare va avea loc la Slănic, am zis că voi veni neapărat încă o dată să beau apă de la Slănic, apă tămăduitoare, care ne revigorează forțele și speranțele de un viitor mai bun și mai drept pentru noi. Așa că vă rog, bărbații, dar și femeile, să nu mi oferiți nicio picătură de vin pe durata acestor zile și ne vom afla împreună. Domnul primar a pomenit că cu circa 30 de ani în urmă a fost cel mai evenimentul precedent cel mai important. Eu sper că nu v-ați referit la aflarea mea anii pe urmă. Eu știu cine a fost atunci aici, la Slănic. A fost o întâlnire frumoasă de suflet. Am o rugăminte acum, fiindcă sunt reprezentant al Comisiei Politică Externă și Integrare Europeană și iată și din punctul ăsta de vedere trebuia cineva să fie din partea Comisiei. Rog, dacă în Comisia Juridică aveți un specialist în drept internațional, eu îl rog foarte mult să-mi acorde câteva minute să discutăm împreună. Să discutăm despre niște tratate care stau la baza despărțirii noastre de mai multe decenii. La concret nu pot să spun, fiindcă așa cum spunea Mihail Cogălnicianu, dacă nu mă înșel, în 1836, în prima lecție a cursului de istorie națională, el promitea studenților săi, elevilor săi, că le va vorbi numai adevărul, adevărul istoric și doar adevărul. Și zicea marele nostru înaintaș, iar atunci când nu voi putea rosti adevărul, eu am stac. Și dumneavoastră o să mă înțelegeți. Sănătate! Mulțumim, domnule deputat. Desigur că un mesaj motivațional. Mă scuzați că nu am știut exact. N-am avut ocazia să vă cunosc chiar pe fiecare, dar o să avem ocazia în seara aceasta. Pentru că a venit vorba de citate și de înaintașii noștri, Mircea Eliade spunea că omul se naște, crește, îmbătrânește și moare, dar comunitățile renasc prin ceea ce omul lasă în timpul vieții lui. Cred că suntem aici să ne automotivăm, să ne motivăm unii pe alții în așa fel încât să nu lăsăm timpul să treacă, să nu lăsăm treaba să se răcească, cum se spune la noi, și să batem fierul cât e cald și să obținem rezultate cât mai bune acum când se pot obține sau când poate este cel mai bun moment, care nu știu dacă peste 30 de ani se va mai întoarce, poate nici peste 100 de ani nu se întoarce dacă acum nu acționăm rapid. Aș vrea să vă dau un anunț important, vreau să-l las pe mâine, dar pentru că primarii mâine nu mai participă, primarii din Basarabia, noi ne-am hotărât la Slănic Moldova și domnul președinte Grosu, vă rugăm să acceptați să fiți cetățean de onoare al localității noastre. Sunteți trecut în enciclopedia noastră, în cartea noastră de onoare, alături de anul acesta și de doamna președinte Maia Sandu. Și vă rog să-i transmiteți o invitație la Slănic Moldova și vă mulțumesc pentru tot ce faceți, pentru că prezența dumneavoastră aici, nu numai că a dat greutatea acestui eveniment, dar a dat importanța și semnificația nivelului la care noi putem să interacționăm. Vă mulțumesc tare mult și vă invit pe toți cu drag, o bucurie importantă. Vă rog, cu această ocazie închidem, dacă îmi permiteți, domnul președinte, vă să spuneți dreptul la replică. Da, dreptul la replică, e adevărat. Eu sunt flatat, mersi, domn primar, nici prin gând că am să ajung în seara cetățean de onoare, e o onoare pentru mine și mă obligă la foarte multe să mă comport și să fiu un cetățean a localității, să vin mai des și să pun umărul, așa cum am promis și de data aceasta. Mărturisesc, cum au spus colegii, că noi de prin februarie plămădim acest eveniment și aveam mari emoții, domn primar,
dar și cu domnul Ciuc am discutat și cu doamna Gheorghiu și slavă Domnului, domnul Ciolacu a reușit. Eu vreau să vă spun un lucru. Atunci când este ceea ce numim noi chimie, da, între oameni, între prieteni, între frați, toate le reușim. Și cât de mare n-ar fi obstacolul, cât de fioros n-ar fi adversarul, îl spulberăm. Să nu se uite cât de mici, modeli. Eu zic un lucru. Noi, ăștia din partea asta a lumii, trebuie odată să începem a fi o leacă mai îngrizători. Și mai uniți. Mai uniți, mai curajoși. Da? Și atunci și dușmanii o să ne respecte. Nu trebuie să ne iubească, Doamne ferește. Mai iubite de jine mai greu. Dar o să apară mai mult respect. Pentru că aici ne-a lăsat Dumnezeu, aici ne-a născut, aici ne-a botezat în credința noastră și noi vrem să fim respectați la noi acasă. În rest, noi am demonstrat, o să demonstrăm, suntem cu suflet mare. Mersi! Vă mulțumesc tare mult! Da, mi-aminteam, cred că sunt 7 ani, când am întâlnit prima dată cu domnul deputat Grozea, cu echipa de la Cahul, cu primar de atunci. Și remarc așa că, pe măsură ce trece timpul, nu repet ce a spus domnul deputat, dar se vede că avem oameni târzi și oameni importanți care vor schimba lucrurile. Mulțumesc că, în egală măsură, senatorilor din România, încă o dată mulțumesc tuturor celor prietenilor ai Slănicului, nu vreau să vă enumăr pe toți, avem ocazia să interacționăm. Vă invit să ne pregătim, cine vrea să pregătească, ce nu coboară direct la cină și împreună vom sta și vom povesti. O apreciere deosebită pentru primarii din cele 3 orașe municipii care au avut răbdare și au rămas. 2 dintre dumneavoastră chiar rămân până mâine dimineață. Domnul Lungu, vă mulțumesc că v-ați stricat tot programul pe astăzi pentru a fi alături de noi. Să dea Dumnezeu sănătate. Dorim succes tuturor primarilor în încercarea grea pe care anul acesta o aveți. Și vă promitem, domnul președinte, că vom fi alături. Am spus că în timpul campaniei electorale eu voi fi acolo și voi face mesaj, voi transmite mesaj, voi face tot maxim cât pot eu ca să promovăm valorile europene, în primul rând, dar și unitatea în jurul acestei echipe extraordinare pe care dumneavoastră o conduceți astăzi. Doamne ajută!